Europarlamentarul PSD Danica a fost amenințat cu moartea după ce a cerut înființarea unei comisii parlamentare care se ancheteze violențele din 10 august. Informația a fost făcută publică de ministrul apărării Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook. Ieri, și susțin cu tărie această propunere, colegul nostru europarlamentarul Danica a solicitat constituirea unei comisii parlamentare de anchetă pentru analizarea evenimentelor din 10 august. Pentru asta a fost amenințat cu moartea. Nu este singurul membru PSD care primește astfel de amenințări și nu putem permite perpetuarea și accentuarea politicii irresponsabile de fractură a societății românești. De aceea, această comisie trebuie constituită de îndată. Guvernele se schimbă de către majorități parlamentare rezultate în urma votului democratic și nu prin violențe puse la cale în stradă, a scris pe pagina sa de socializare ministrul apărării. Declarația a fost făcută în contextul în care tot mai mulți oameni politici cer înființarea comisiei parlamentare. Ca și Băsescu, Iohannis nu este interesat de stingerea conflictelor din societatea românească, ci din potrivă de escaladarea lor pentru câștiguri electorale. Toate acestea în tandem cu un aparat de propagandă agresiv finanțat din surse obscure. Cred că s-au depășit niște limite de democratice în acest război politic și consideră necesară înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să aducă lumina pe scena politică, ceruse europarlamentarul Danica. Acesta nu este singurul membru PSD care a solicitat înființarea comisiei. Aceeași poziție a avut-o și un alt europarlamentar social-democrat, Andy Cristea. Între timp, peste 300 de plângeri au fost depuse la parchetul militar în urma violențelor din piața Victoriei. Azi dosarul a fost transferat la parchetul general, unde protestatarii mai pot depune sesizări. Conform legii, plângerile pot fi făcute în termen de 90 de zile de la comiterea violențelor sau până când fapta este prescrisă.